se vrea Alice în Țara Minunilor. Nu se poate așa ceva. Nu suntem în Țara Minunilor. Suntem într-o țară în care se înjură, cum se înjură și în Anglia, da, să explic lui Ceaba Astaloș, să meargă în Anglia să vadă fair play-ul britanic. Nu, se înjură grav. Se înjură în Grecia, se înjură în Turcia, se înjură în Botswana, se înjură în Burundi, peste tot. Că așa e pe stadion. Ce să... Eu nu promovez chestia asta. Pentru că mie mi înjură fata și nu convenea la început, acum m-am obișnuit. Dar asta este situația. Ce putem să facem noi? Deci, eu am o problemă. N-am vrut niciodată să mă înconjor de proști, de mincinoși, de impostori, dar cel mai și cel mai grav mi s-a părut când un om, un angajat al unui club sună ziariști să le spună ce se întâmplă, chestii de genul ăsta. Și gata, nu-i vorba de el, nu-i vorba de nimeni, eu am vrut să îl ajut, l-am ajutat un an și ceva, a luat niște bani degeaba, să fie sănătos. Eu cred că noi, nu vorbesc de Rapid aici, eu vorbesc în general. Eu am fost înjurat înfiorător și de familie și nu știu ce și până la urmă, asta e situația, m-am obișnuit. Prea suntem sensibili câteodată unii dintre noi. Și așa m-a pus și a zis, e o exprimare nefericită să spui, da. Aș da o glumă, să fiu foarte serios. Uite, chiar acum am citit o glumă, că spuneam, uite, doamne, dar de ce să fie, că unii dau bani grei în Maldive ca să, ce să mai... Ai. Ei s-au autoporeclit, nu e ceva atât de grav, cele mai multe, cei mai mulți suporte de etnie romă în România îi avem noi, clar, pentru că procentual. FCSB, spuneți. Nu există rasism în România, există poreclă. Porecla lui Nicolae Dică era în vestiar țiganul. Asta era porecla lui, e poreclă. Ce să-i faci? Și asta e situația. Eu nu cred că e rasism. Eu așa nu văd să fie o chestie rasistă. Și acum îi spun foști colegi de generație, așa îi spun lui. Mi-e și frică să plec din emisiune. Trebuie să fim atenți la absolut orice nuanță. Nu mai știi ce să spui. Niște chestii. Uite, am avut probleme cu Munirul. Știți foarte bine. În vestiar se vorbește așa. Băi, nu... Până când nu i-a convenit lui odată. Păi stai mă, dar îți convine 3 luni și într-o zi nu-ți mai convine. Pieptul întâi a fost în piept lui Patea. Aia a fost o vrăjeală din tribună. Vrăjeală. Ce aia a fost filmare trucată. Bineînțeles. Ok. Bun, discuția este... Discuția este că e penalti clar. Este și noi vorbim aiurea, dai penalti clar. Sunt de acord cu tine, ai zis un singur semn de întrebare, că Bursa nu vede. Îmi dau seama, vă simt că nu e ok. Asta este, ce să faci? Știu, sunt de ziariști, trebuie să fie luptă. Ne-am dus la 11 puncte, ce să facem? Asta este, jucăm foarte bine. Crezi că are cineva ceva cu voi? Da. Da, după cum vorbiți, okay. Așa sunteți. Aveți o problemă. Păi vorbim de penalti, care e clar. Dar vorbim de penalti, dar stai așa că n-a văzut. E penalti. Dar stai puțin, că nici nu s-a, poate a ținut un ochi închis, poate că n-a văzut așa, doar că ne-a zis... la noi. Hai mă, lăsați. Eu nu a zis. Hai, deja e prea mult. Tu maci. Meme, lasă-mă să spun eu că ce până la urmă sunt pe aici. Dar eu vin la emisiune ca să mă las la mișto, pe cuvântul meu. Dar nu te iau la mișto. Asta vă tot faci. Păi dacă vorbim una de penalti ăsta care e penalti. Dar nici tu nu poți să-mi spui ce pot eu să discut sau ce nu pot să discut, corect? Da? Băluță trebuia să-i faceze lui Luis Felipe acolo? Băluță nu știu dacă l-a văzut pe Luis Felipe și nu știu dacă cumva, nu cumva Luis Felipe era în poziție de offside. Nu știu sigur. Aia e posibil. Că în momentul în care, aia dacă mai târzia să-i dea pas, poate că mai făcea un pas înainte Luis Felipe. Octavian, nu că pentru regulă. Octavian, pentru mine, a fost cel mai bun jucător de pe teren. Adică vezi mai bine pe aia de la 60 de metri decât te-ai văzut la 5 metri. Dar nici nu mai conta, pentru că în mod normal, la VAR, aș veni eu în sprijinul lor. Să cheme arbitru, dar să nu mai pună nicio imagine. Pentru că oricum știe că trebuie să schimbe decizia. Da. Nu mai trebuie să dea imagine, să dea acolo un fragment dintr-o o piesă. Din punctul, cred că asta i s-a transmis. Da. Din punctul nostru de vedere, s-ar putea ajunge la eliminare. Capul lui Bunteanu în offside. Și ți arăt, uite acum, dacă vrei în pauză, ți arăt simulare făcută 3D. Da, mie grafic mi se pare că e greșită trasă linia. Da, cine are încredere în CCA? Nu, mie și ochiometru mi s-a părut că era poziție regulamentară, dar în fine. Păi ți s-a părut, tocmai asta. Că ți s-a părut, dar nu poți să știi, că nimeni nu poate să știe. Dar nimeni nu poate să știe. Uite-te aici.
Asta da, este simulare 3D. Se poate, da. Asta e simulare 3D și are capul în față. În fine, nu contează. Nu mă, oricum, aia nu schimbă datele problemei. Nu, împotriva noastră s-a dat un penalti. Ok, uriaș. Hai să spun ceva. Da. Dacă avea cineva ceva cu da, temă, au fost două mini-contacte la care nu se dă niciodată penalti. La Grameni și la încă unul. Bă, acolo au fost niște mici contacte. Aia s-au aruncat imediat, clar. De ce zic, uite, dacă vrea să dea, ce nu putea spune că e contact acolo și să-ți dea penalti? La Luis Munteanu și la Grameni, da, zici. Au fost niște mini-contacte, ok? Nu au se pune două simulări, da, domnule, da, nu e contact deloc? Au fost două simulări. Nu e contact deloc? Nu zic că nu au fost simulări. Sunt simulări. Păi, dacă sunt simulări, da, da, dacă sunt simulări, și la voi a fost simulare la Ovidiu. Păi ce încerci să spui? Că ne-au ajutat, că au fost două simulări și au văzut că simulări? Dar este o greșeală a lui Chivuie, tata tot. Nu cred că este... Dar am spus eu altceva? Am spus eu altceva? Ștefan Tălnovanu a apărat o lovitură de la 11 metri. Și atunci, clar că ești mulțumit cu punctul pe care îl iei. Uh-huh. Sunt nemulțumit pentru că eu am sperat ca Ovidiu Hațegan să arbitreze corect. Și chiar m-am așteptat să arbitreze corect. Asta lui Florescu a fost cotul ăla. Djokovic da, este... El plin de sânge peste tot, da? Mm. Nu mai vorbesc de jucători și el, da, pe mâini, pe cot, peste tot. Aici două, deci trei arbitri au patru momente în care trebuie să dea cartonaș roșu și niciunul nu dă cartonaș roșu. Întrebarea este de ce? Nici la asta nu dă. Păi ăsta e. Păi și adică, dar nu mai, care nu mai e roșu? Nu mă interesează care minutul 42, mă interesează minutul 20. Aia dacă e logic, dacă o iei așa, dacă poate nu se mai ajunge aici. Corect. Ok, asta e altceva. Dar noi le analizăm. Bă, dar au venit oamenii și ne-au spus. Dar cu asta au început și asta a contat cel mai mult. Asta a fost cel mai important. Respectați-vă adversarul. Nu folosiți mâna, codul ca o armă. Păi, ce facem? Adică ce facem? Nu știu ce înțeleg. Bă, da, aici toate. La, dai la unul, dai cartonaș roșu. Pentru că e bătaie de joc. De aia, că e bătaie de joc. E bătaie de joc. Eu mă gândesc, primesc altfel de instrucțiuni. A, și ne mint pe noi. Păi, nu te întreb. Dacă ei când ies pe teren, fac altceva. Hai să mergem la FCSB, că avem un seminar cu ei, să le spunem. Bă, hai să mergem. Probabil. Hai să mergem să-i mințim pe aia, că așa, asta înțeleg. Hai să mințim pe aia că orice lovitură cu cotul în gură e roșu, dar noi să dăm galben. Dar asta înțelegi că atunci când ei intră în teren... Nu ne place să dăm teazul Ovidiu Popescu, are 30 de ani, a jucat destul. Dă-i un cot ca să-i spargi cum... Băi, Kovaci, aia a fost, cred că, cel... Nu știu să... Nu există cuvinte în dicționar pentru a cataloga, a califica ce a făcut Kovaci la meciul Asia Târgu Mureș, Steaua. Da, cu Rusescu. Cu Gabi Mureșan era în cap, în gură, în ce erau. În pomete. I-a spart pomete, era să piardă ochiul. Da. A stat băiatul luni de zile operat. O grămadă de galben primă dată sau nimic. Ce galben i-a dat. I-a dat galben. Și a spus doctorului nostru, lui Flavian Arămitu, la pauză, conform spuselor doctorului nostru. A intrat cu ochiul în cotul. Să știți, domnul doctor, că nu orice, dacă, sânge, orice dacă e sânge, e neapărat roșu. Bine, dar atunci erau alte vremuri. Acum păi, da, credem că s-au schimbat vremurile. Aceeași astea, la trei faze ar fi dat roșu și la una galben, zici, bă, a greșit. Bă, dar aici nu mai e vorba de greșeală, da, înțelegi? Ceva... Pentru că toți trei la patru faze au dat galben. Ce este interesant este că cel care nu dă roșu la cotul lui Florescu, la Mami, sau nu știu, la ce? La Ilie. La Matei Ilie, așa. Este Călin. Da. Care imediat se duce VAR la Ovidiu, la farul cu Craiova 1948, nu îi se pare penalti. Companiuncii nu joacă nici acum. Companiuncii l-a mai jucat de atunci. Pentru că a fost atât de tare faultul, talpa pe piciorul lui, încât el s-a accidentat la meciul ăla. Bun. Și tot Iulian Călin e la VAR la noi. Acum, bine, să fii la VAR când Hațegan e arbitru... Hai să ne aflăm în treabă. Da, între... Eu, păi, la Hațegan, când Hațegan a fost la VAR și a zis lui Găman să vină să vadă, a spus că a văzut foarte bine, au fost suspendat. Da. Hațegan și Kovaci au un regim special, aia clar. Kovaci face meciuri zob unul după altul și arbitrează bine, mersi. O să le delectăm în seara asta cu el la Inter cu Atletico. Pentru că e văzut bine acolo. N-ar trebui să aibă foarte bine Intel ca să meargă și acolo să arbitreze. Eu așa cred că ar fi normal. Că tu selecționezi la o echipă națională cei mai buni jucători. Că dacă joacă prost în echipele lor de club, nu mai ajung la națională.
Cam așa ar trebui să fie și cu arbitrii, okay, care dacă își bat joc de meciuri din campionatul lor, că nu dau doi bani pe oamenii care lucrează în fotbal, de fotbaliști în primul rând, că nu dau doi bani în momentul în care arbitrul lor vine și le sfidează pe toți, cum face el de obicei, se duc acolo și arbitrează bine, mersi. N-are niciun fel de problemă. Păi, dar ce ar putea să întâmple cu Kovac, cu greșelile pe care le face Kovac și să arbitreze? Acum m-am uitat și la Colțescu. Colțescu, bă, a inventat o lovitură liberă. A inventat o lovitură și ce să vezi, a ieșit și gol. Evident, lumea e îngrijorată, da? Sunt două meciuri în care echipa nu a jucat așa cum ați fi dorit. Ai, nu, serios? Care meciuri? Păi meciul cu Șepși. A, serios? Da. N-am jucat cum trebuia. Repriza a doua cu Șepși, ți-a plăcut? A fost impecabilă. Defensiv? Ce? Tăne, nu ne-a interesat, era 1-0. Ok, dar poate nu v-a interesat. Dar nu v-a interesat totuși să... Nu, ne-a interesat așa. În 2024, noi n-am luat niciun gol. Noi am luat un singur gol dintr-un penalti inventat. Ok. O ceva mizerabil. Deci, atât. O echipă bine antrenată este o echipă care nu primește goluri. Sau primește puține goluri. Noi n-am primit niciunul. Că ăla n-a fost gol. Ăla a fost o invenție. Ok. Ia, domnilor, cine a fost la... Nu mai interesează, nu mai contează. Așa. Noi acum am avut probleme. Dar am avut probleme din vari motive. Nu neapărat că nu ne-am exprimat așa cum trebuie, că într-adevăr... De luptători în anumite momente, nu ale jocului, ci ale sezonului. Cu unii care sunt obișnuiți să cânte la pian, nu prea poți să scoți echipa când e în derivă. Că da. E în derivă, clar, nu mai câștigă de atâta timp. Da. Și da. Ai nevoie de luptători. După cum la noi se întâmplă ca... să suferim și să câștigăm meciuri pe care, în mod normal, la ce jucam până nu demult, făceam câte o prostie pe final. Da, da, da. Da. Chiar da. Meciul cu Petrolul. Da, asta s-a schimbat. Asta... asta chiar voiam să-i transmit lui Pârvă, să nu mai fie atât de mirat că am, și, că am tras de timp. Mă rog, nu știu cât de mult am tras de timp, dar clar că am jucat să se termine 1-0. Ce-ar fi vrut Pârvu? Să luăm gol în minutul 94, cum am luat în... El sigur la Ploiești, în contextul ultimelor, ultimelor trei meciuri. Am jucat trei meciuri și 7 zile. Ceea ce părea foarte simplu cu Botoșani s-a transformat într-un thriller cu cartonașul roșu primit de Nana. Chiar acum mă gândeam că am mai avut un Nana, până pe Nana Falemia. Da, pe Nana, da. Meciul ăla ne-a cam dat peste cap pentru că a luat roșu și Olaru și am jucat două meciuri fără Olaru la trei zile. Și aici vreau să menționez un aspect de care nu s-a vorbit niciodată, pentru că oamenii care sunt în fotbal câteodată parcă păstrează niște secrete sau poate nu s-au gândit la asta. Nu e atât de greu să joci la trei zile din punct de vedere fizic, atletic. Dar problema este că nu există fotbalist care după meci să spune că se termină meciul la ora 10, la ora 11 jumate s-a băgat în pași, s-a culcat și doarme până dimineața să sfore, exact. Nu, pentru că adrenalina este la cote maxime. Pentru că toată lumea are flash-ul în memory. Mamă, dacă acolo dădeam, nu știu, nimeni nu doarme noaptea după meci. Nimeni nu doarme. E important să se odihnească, să stea în pat, să se joace, dar de dormit nu se doarme. Și atunci, uite, spun, am jucat duminică, am jucat joi la voluntari. Șansa noastră că n-am făcut decât o oră de la voluntari până la bază. Că nu e o deplasare chiar așa ușoară, de ajuns la Ploiești mai ușor. E, ce, s-a terminat târziu, am jucat târziu. S-a venit noaptea, după 12 noaptea s-a mâncat. Vineri nu s-a putut face nimic, okay. Refacere doar. Sâmbătă un antrenament lejer pentru că duminică jucai. Și e complicat. Uh-huh. Sigur că se poate spune, domnule, și celelalte echipe, da, uite, Rapid pentru meciul din seara asta a avut 5 zile. Una e 5 și alta e 3. Corect. Bun. Noi de regulă făceam ori un egal la voluntari, ori pierdeam la voluntari, ori oam, cum făceam pe vremuri cu Petrolul. E, de data asta s-a câștigat. Dar s-a câștigat din două motive, în opinia mea. Trei. Unu. Deci din punct de vedere tactic am stat mult mai bine, s-a lucrat foarte mult, chiar s-a lucrat, înainte se lucra mai puțin. Doi, am avut jucători care, Coman, dau un singur exemplu, Coman, deci Coman nu e Olaru, care e în sprinturi tot meciul, dar Coman a fost acum Olaru, din punctul ăsta de vedere. Pentru că Florinel Coman, pe care toată lumea
se aștepta să-l schimbăm, că a jucat și cum a jucat la voluntari. El a stat până la sfârșit, nu numai că a stat, a fost sprint după sprint. Că i-am auzit pe cei de la voluntari. Dom'le, se știe Coman nu aleargă, se știe Coman, mai făceau și de râs pe Coman. Nu aleargă, nu se apără, trebuie să iei dreptul. Bine, bă, luați-i dreptul. Acum n-a mai fost cu dreptul, că și-a făcut-o pe stângul și l-a driblat pe Myers în viteză și a centrat în fața porții, execuție, autogol, foarte bine. Pentru noi a marcat Luis Felipe, chiar dacă Țicu și-a băgat mingea în poartă. Și trei, am avut un public senzațional. Și nu o spun asta, doar știu eu să spunem ceva despre spectatorii noștri. Peluza Nord, în momentul când dă semnalul și începe 0-0, 1-0, nu contează. Sunt 20.000 de oameni, poate din 20.000 nu se ridică 20.000 în picioare, dar 18.000 se ridică în picioare. Și asta transmite o energie extraordinară, pe care n-are cum o echipă care pe primul loc la o distanță atât de mare să l-o capitalizeze. N-are cum. E valabil și pentru Alexandru. Prima jumătate la voluntari a jucat Alexandru, n-a făcut un meci extraordinar, a intrat Baba și a fost decisiv. Bine, Coman a fost decisiv, dar el a fost implicat și a jucat foarte bine. Acum Baba a avut o evoluție sub cota lui și a intrat Alexandru și a făcut-o foarte bine. Alexandru a alergat ieri în partea a doua a meciului 6700 de metri, ceea ce este foarte mult. Da. Iar Șut a alergat 12.700 cu voluntari și la 3 zile, v-am spus programul, refacere mai mult, a alergat 12.500, am rotunjit, 400 și ceva, acolo 600 și ceva. Italienii au inventat un cuvânt pentru asta. Grinta, mie nu mă interesează, bine mă, ia roșu, ok, și o să intre altul și o să joace și o să joace foarte bine. O echipă n-are voie, nu poate să ia un titlu, nu poate să scape de retrogradare dacă e într-o situație cu jucători care nu iau galbene, că se plimbă pe teren, că dacă ăsta a simulat acolo, Ișvan a șut un 2 din prima și a ajunge la Coman. Iar chestia asta, că pe mine asta m-a șocat, ce au spus cei de la voluntari. Dom'le, am pregătit meciul că să nu-i dăm dreptul. Păi și lui Ilie Dumitrescu îi dădeau dreptul că știau că o face în interior, dar nu puteau să o ia niciodată. Lui Dănuț Lupu, ca să nu vorbesc numai de steliști. Dănuț Lupu, toată lumea știa, dar degeaba, când ajunge... Păi ce, lui Robben nu avea, Robben avea un dribbling, că un singur dribbling avea. Păi ce asta înseamnă că... A, ia-i dreptul, l-ai anihilat. Schimbările au fost foarte bune. Cei care au venit pe bancă au fost, din punct de vedere al determinării și al atitudine, toți trei la perfecție. Din punct de vedere al impactului asupra jocului, Baba Alhassan, nemaipomenit. Absolut. A făcut un joc foarte, foarte bun. Miculescu l-a pierdut un duel și s-a bătut non-stop. Și eu am spus, că mulți râdeau când am spus, dom'le, Miculescu e variantă de număr 9 la noi. Nu, dom'le, că nu e. Ba e. Ba e. Da. Cred că dacă ar fi jucat și cu la Cluj, putea să fie altul rezultatul. Mi-e place foarte mult cum se prezintă. Și îl văd și în antrenament. Radoslavescu a făcut iar un joc bun, a alergat, da? Eu cred că e cel mai bun meci al lui de când a venit chiar la voi. I-am zis că bine ai venit la... Mă rog. Ei zic, bine ai venit la FCSB. Da. Noi altfel spunem la FCSB în vestiar. Bine ai venit la Steaua, ai zis. Bă, ce ai zis? Poți să spui ce ai zis? În privat, da. În fine, și încă ceva extrem de important. Am avut un fotbalist care a avut o intervenție care poate la un moment dat să însemne chiar Radunovici. Pentru că la o fază tratată greșit de Crețu, ocazia celor de la voluntari a fost imensă. Singura din a doua parte a meciului, dar imensă. Iar Risto, cu piciorul drept, într-o poziție incomodă, toată lumea a crezut că își marchează autogol. Pentru că și-a asumat un risc extraordinar. Un jucător care juca pentru el faza aia, lăsa mingea să treacă. Gigi zice, dom'le, eu am făcut schimbările. Ok. Dar Coman vine și zice că Haralambus a fost tare din punct de vedere tactic la pauză. Echipa asta joacă pentru că a început să aibă niște trasee, pentru că se lucrează. Că da. Nu face Gigi Becali traseele la... Dar tactica a fost dictată de Haralambus? E dictată de Haralambus 100%? El lucrează toate antrenamentele tactice. Am înțeles. Deci nu asta pentru cei care nu. Nu Pintili. Nu, el. El. Ok, asta e interesant. Cei care tot îi frământă problema asta dacă e antrenor sau e doar cu licență. E antrenor.
Cine va fi delegat la următorul? Probabil Marius Ianule, probabil. Marius, adică păi nu, nu... Eu n-am voie. N-ai voie? Nu. N-am voie, funcția nu-mi permite. Exact, deci au ăștia o grijă să n-aibă voie să stea. E un articol foarte stufos de regulament unde se explică clar că nu poți să te substitui tu dacă ai o funcție team managerului sau... Mă rog. Dar care sunt funcțiile alea care sunt excluse de la a putea fi? Președintele Consiliului de Administrație, director sportiv, președintele Consiliului de Miniștri. Patronul. Patronul n-are voie, n-are voie. Sponsor.